După Cupa Primului Ministru, urmează Cupa Primarului. Aceste competiții sunt organizate de moldoveni, iar maestrul Titi Prosop s-a obișnuit cu aceste titulaturi. Coordonatorul lotului național de junior se află în Republica Moldova. La frații de peste Prut, boxerii tricolori se vor antrena, dar au parte și de un turneu internațional. Acesta va debuta la sfârșitul lunii, iar pentru trofeul oferit de Primăria Moldoveană, lotul României se va bate cu selecționata țării gazdă și cu naționalele Ungariei, Belarusului și Ucrainei. Antrenorul Titi Tudor are 15 băieți la lot, printre care și Flavius Biro de la CSM Ploiești. În funcție de randamentul fiecărui sportiv, maestrul ploieștean va stabili la ce categorie se vor lupta la următoarele competiții oficiale.